Salut! Astăzi voi face un unboxing la acest multitool. De marca Topic, modelul Alien 3. Acest multitool este foarte complex. Deci cred că este cel mai complex multitool pentru bicicletă care este. Având un lucru deosebit este faptul că el se poate împărți în două, cum se vede în imagine, de pe cartonul lui. Acesta costă 275 de lei. Deci avem aici în dotările lui. Aici este un desfăcător de cauciucuri. Are și un desfăcător de sticle, capace de sticle, un cuțit, acesta este un o clemă care ține lanțul când se schimbă zaua, cu asta se înșurubează zaua în lanț. Aici este un o bucățică de plastic care de fapt blochează, deci ea înlocuiește discul ca plăcuțele să nu se comprimeze și să nu se miște în gol. Și această bucățică de plastic este în acest multitool și ea blochează plăcuțele să nu se miște în gol. Aici avem o cheie de Mavic pentru spițe, tot o cheie pentru spițe Shimano și restul de mărimi. Pe urmă, ce este în și alte multitools-uri din astea, ca să zic așa. Nimbus, deci mărimile care sunt folosite cel mai mult în bicicletă, Torx, stea și alte tipuri de chei. Aici ne dă și o husă. Asta e bestia. Deci arată super tare. Mie îmi place, cel puțin mie îmi place foarte mult. Aici este cauciucată partea asta. Ce mai avem în cutie? Aici este husa lui. Pe urmă instrucțiunile, care sunt o grămadă, deci asta chiar merită de citit. Aici ne explică clar fiecare ce face, ne explică și cum se împarte în două. Deci el cântărește 272 de grame. Deci are tot necesarul ce ar fi nevoie pentru o depanare, ca să zic așa.
Deci un multitool pentru bicicletă. Aici este. Cu asta se blochează discul. Deci se blochează, de exemplu, scoateți roata și o puneți, puneți mașina, puneți bicicleta în mașină și asta se pune între cele două plăcuțe când nu este discul. Ca să nu se acționeze plăcuțele în gol, se vor bloca aici. Deci ne dă și chestia asta. Deci acesta este un, cu asta se scot cauciucurile de pe geantă. Pare să fie făcut dintr-un plastic destul de dur, care în niciun caz nu înlocuiește un clasic de scos cauciucuri, care este mult mai bun. Da. Pe urmă, în partea a doua, aici avem și cuțitul. Cuțitul care se acționează, se scoate așa, se dă în jos. Cuțitul care este, lama este ascuțită, ce e de mirare. Este chiar ascuțită. Aici avem, cu acesta se instalează zaua dacă s-a rupt. Aici este o clemă care ține lanțul când este scoasă zaua, ca să se poată instala zaua nouă. Deci partea aceasta, care nu pot să o scot. Da. Așa. Acum îl vom separa în două. Așa se separă în două. Acestea sunt cheile de spițe, alte chei, desfăcătorul de sticle. Aici nu știu pentru ce e. Cam așa arată. Deci, pentru cine pleacă cu bicicleta la munte sau face trajecte mai lungi, deci chiar este bine să aibă un multitool, nu chiar ca acesta, un oricare multitool care să e bine să-l ai la tine. Și așa se pune la loc. Așa se scoate. Are aici o piedică, ca să zic așa, un mod de siguranță, și se trage și se dă în jos și el se împarte în două. Aici sunt pentru a strânge, în care sunt niște litere LIENRE. Poate left, right, nu știu ce înseamnă. Nu știu dacă se vede la cameră. Oricum este super tare.
Și cam asta ar fi cu multitool-ul de la Topic Alien 3. V-am salutat!